Bună seara, prieteni, Cătălin Cornea sunt și vreau să vă arăt astăzi un clip foarte interesant numindu-l Before and After în japonez. De ce Before and After? Pentru că veți vedea o transformare surprinzătoare în comportamentul acestui pui de ciobănesc barac între momentul în care ne-am văzut pentru prima oară și apoi întâlnirile după câteva sesiuni de dresaj. Sigur, este vorba aici și de o moștenire genetică, acest câine fiind luat de la o stână unde, practic, acei câini au un puternic instinct de protecție a haitei, de protecția teritoriului. Însă, pentru niște oameni neavizați, acest comportament la vârsta de 8 luni de zile poate fi de-a dreptul îngrijorător. Acest câine m-ar fi mușcat rău la momentul în care ne-am întâlnit și m-am apropiat de el. Însă, bineînțeles că discuțiile cu oamenii prin telefon și stabilirea evaluărilor are această menire de a putea să descifrez comportamentul câinelui și să-l simt în profunzime, empatizând cu acesta și să pot personaliza abordarea pentru a avea acest tip de apropiere pe care îl vedeți în imaginile pe care le-am lăsat să se deruleze. În această ecuație există două necunoscute, omul și câinele, așa că oamenii trebuie ascultați. În cadrul evaluării, discuția cu proprietarii câinelui este esențială pentru că de acolo pot culege informații pe baza cărora înțeleg relația lor, înțeleg unde sunt hibele și, bineînțeles, stabilesc cu o acuratețe crescută ce tip de abordare îi se potrivește acestui câine raportat la felul de a fi al oamenilor. Energia este totul. În cadrul evaluărilor, eu obișnuiesc să-mi setez energia în funcție de predispozițiile câinelui, de comportamentul acestuia raportat la oamenii noi cu care intră în contact. Undeva o face și această așa numită carismă la animale pe care unii dintre noi o au în mod natural. Ia, ce faci, mă?